La 5 km de băile Herculane, un adevărat colț de rai îi așteaptă pe turiștii care își doresc o altfel de experiență în mijlocul naturii. Cu banii strânși în Italia, o familie din Herculane a ridicat o casă ecologică din baloții de paie pe structură de lemn. Este atracția vizitatorilor din țară, dar și din străinătate. Ați mai întâlnit ceva, așa ceva? Încă n-am mai întâlnit așa ceva până acum. Deci, după părerea mea, după mine, e unica. Foarte frumos și dovadă că și noi tineri putem face ceva și în țara asta. Adică, dacă vrei, poți. Foarte multe persoane au avut care au oprit, au fotografiat, au făcut filmări, au luat parte și la piscină împreună cu noi, s-au bucurat de ceea ce am putut să le oferim. Am făcut o piscină în care apa să se vadă că e cristalină, nu am făcut fundalul albastru cum se fac în piscinele normale. Apa nu este cu clor, avem un filtraj performant pe bază de ultraviolete și pe nisip care omoară toate bacteriile. Planurile familiei Porumb sunt mari, vor ca anul viitor să poată să cazeze turiștii exact ca în căsuțele din Hobbitul, celebrul film din trilogia Stăpânul Inelelor. Tot pe cale naturală dorim să continuăm și pentru anul viitor cu niște căbănuțe, să oferim turiștilor și cazare în căbănuțe tip Hobbit din celebrul film. Complexul de case tip Hobbit ar urma să fie gata anul viitor.